în studioul Nașu TV Canada de aici la Montreal și surpriză, pentru mulți nu mai este o surpriză, pentru că deja de o săptămână avem musafiri la Montreal și după două spectacole superbe au poposit și la noi în studio echipa Iris. Bine ați venit la noi! Salut, bine v-am găsit! Cristi, Boro și Walter. Bine v-am găsit! Deci ați poposit la Montreal acolo exact o săptămână. Așa este. Și înainte de a apărea în fața publicului, v-ați plimbat un pic prin oraș. Cum vi s-a plăcut Montrealul? În primul rând, vremea, să zicem. Că ați venit de la foarte cald la așa și așa. Păi, din câte am înțeles noi, am adus oarecum primăvara la, aici, la Montreal, fiindcă până să venim era mult mai frig, nu? Da, noi oricum anunțasem că Irisul vine cu primăvara la Montreal și într-adevăr asta s-a și întâmplat. Marți seara au poposit la aeroport un grup de oameni. A fost foarte frumos, emoțional. Ne-am bucurat foarte tare. Ne-a plăcut foarte mult. E premieră și pentru noi, n-am fost primit niciodată așa. Niciodată? Nu. Bine, în România eu zic că... Dădem la plecare. Să poate să bucură mai mult. Mai mult, o să se strângă mai multă lume la plecare decât la venire. Nu cred. A fost frumos de tot. Incredibil. Încărcătura emoțională a fost fantastică și se spune bine, omul că trăiește învață și poți să înveți cât vrei că toți tu de muri. Da. Asta e de la bunică. Dar tot respectul, ce să vă zic, și vouă, că sunteți parteneri, foarte frumos, foarte mișto, de nepovestit și totuși adevărat. Pentru că ați fost ultima oară la Montreal acum 15 ani și cred că da, 15 ani. Vă așteptau oamenii cu sufletul la gură să veniți, să vă întâlnească. S-a și văzut, pentru că au fost oameni fani de ai voștri care s-au plimbat cu noi pe parcursul perioadei cât ați stat aici. Ați mai fost prin altă parte, prin alte țări? Ați fost primiți așa? Nu, niciodată. Nicăieri. Nici măcar acasă. Acasă, să zici, oamenii sunt altfel, sunt obișnuiți cu trupele, cu cântăreții, nu sunt organizați, să zicem, ca noi. Nu, și afară nu am avut spectacolul nostru de sine stătător. Am fost la diverse festivaluri de care lumea noștri știau, indiferent de țara unde am fost, știau doar ziua și ora concertului. Atât. În rest nu știau detalii colaterale. Sosire, plecare, unde stăm. Da, acum voi ați venit ultima oară acum 15 ani. A trecut ceva vreme de atunci. Da, am stat, cred că 42 de zile atunci. Până din 3 noiembrie până, cred că, în 8-9 decembrie. Da, a fost un turneu mult mai vast. Tur de forță, da. America și Canada. America și Canada. Acum a fost numai un turneu scurt. Montreal. Asta, și încălzirea. Încălzirea. A fost de încălzire. Montreal și Toronto. Acum că ați venit cu primăvara, pentru că, într-adevăr, am avut o perioadă foarte friguroasă și chiar când ați sosit de-a doua zi, a apărut și la noi soarele. Așa este. Deci, cum promisese Ana, Iris vine cu primăvara la Montreal și așa și s-a întâmplat. Cum vi s-a părut orașul? V-ați plimbat un pic? Ați vizitat ceva? V-a rămas ceva în memorie? Da, a fost foarte frumos că am avut liber. O zi, practic. Foarte bună, de obicei. Nu ai nici pe aia. Exact, da. Nu ai nici pe aia. Și am văzut portul vechi, stăduțele acelea cu buticuri, am fost la statuia lui Nelson. Oratoriu Saint-Joseph. Da. A fost foarte frumos. După care ați intrat în priză. A venit show-ul de la Montreal. Cum vi s-a părut?
Spre deosebire de Toronto, publicul de aici a fost mult mai cald, mult mai entuziast și l-am simțit energia. Am simțit că ne susțin. Lucru foarte important. De la primul, de exact, la primul exact, impact? Da, da. Păi da, erau în picioare dinainte de aici. Erau în picioare, vă așteptau la intrare. Da. Cred că și dacă am fi avut o problemă să vă trea curentul sau mă știu ce întâmplă, vă iubim, așteptăm, vă iubim să fie bine, exact. Sala a fost plină de fani, deci aveți fani la Montreal și Toronto și în Canada, sigur, au fost mesaje impresionante pentru că ne-au scris oameni, de exemplu, din Calgary. Domnule, aduceți-i și la Calgary, aduceți-i și la... Sigur, a fost un turneu scurt, timpul nu a fost prea mare, pentru că aveți alte contracte care vin, pe care trebuie să le satisfaceți. Toronto, cum vi s-a părut? Foarte frumos și Toronto, că na, tot români sunt cei care, în mare parte, cel puțin marea majoritate a publicului sunt ai noștri. Ne-a plăcut foarte mult. Deși n-au venit numai foarte români. Mult. Deci ați avut și public autohton, să spunem așa, englez, francez, care da, lumea știa clar la ce vine și a fost punct ochit, punct lovit. Au cântat de la început până la sfârșit, incredibil. Și aici la fel, la Toronto, la fel. Fără cuvinte, adică de bine, fără cuvinte. De bine. Ce a fost? Nici nu eram obosit după două ore și ceva, am mai fi cântat. E rar, adică am pățit rar așa ceva, să mai vrei să cânti fără să-ți ceară nimeni încă 15 minute, jumătate. E frumos, e emoționat. Până la urmă, asta contează cel mai mult. Să ai un feedback din public. Da. Eu, de exemplu, care am stat în spate, cel puțin la Montreal, eu am stat pe scenă și am văzut publicul și eu, cum l-ați văzut și voi. Și ce mi s-a părut mie interesant e că nu era o vârstă. Erau foarte tineri, erau cei de vârsta mea, să zicem, și erau și cei care... Vă știau, știu eu, de la începutul carierei voastre. Așa. Deci a fost un public foarte diversificat, să zicem, din punct de vedere al vârstei. Ceea cam ce, 3-4 generații. Cam 3-4 generații, ceea ce mie mi se pare foarte, foarte interesant, că muzica voastră e tânără. Da, la câte posibilități de distracție sunt în ziua de azi, au și venit, au cumpărat bilete, ceea ce e lucru rar, și au susținut cântarea, că altfel vii, dai bilet, aplauzi și pleci. La rock e minunat pentru că ambele tabere sunt de aceeași parte a baricadei. Cum poate o trupă și să rămână iubită așa atât de lung, cred că prin sinceritatea noastră. Ai văzut că noi suntem niște tipi veseli, râdem din orice nebunie, glumim și probabil că lumea ne... publicul ne simte. Perfect și simpli, e? Da. Da, perfect și simpli. Le creăm bucurie, veselie, divertisment. Pentru că astăzi sunt trupe care apar, cântă un an, un sezon și au dispărut și nu mai știe nimeni de ele. Au scos un hit, o melodie și... după o lună nu mai știți o cântă. Plus că interacționăm foarte mult cu publicul. Cristi pune când să voi cânte. Aveți melodii pe care toată lumea le știe nu de acum. Da, și asta e emoțional, că piesele rezistă în timp, nu sunt afectate de nimic. Cum ați reușit chestia asta? Nu știu, vă dați seama, inspirația nu poate fi comandată. E stil? Zic, mâine la 3:33 facem un șlagăr. Vine așa... inopinat, cum a fost cu Baby, l-am luat pe Walter la club, după repetiția am făcut-o, cu Vis Pierdut venam de la o cântare de la Călăraș pe la 5 dimineața, trecând autocarul prin fața clubului, am zis aici că am o idee, la care bineînțeles a contribuit și el și s-a făcut piesa Vis Pierdut. În general, cred că am reușit să ghicim cam ceea ce ar plăcea publicului și să ne punem în locul publicului. Și până la urmă ne bucurăm că... Nu că n-am prea greșit, că n-am greșit deloc cu ce am făcut până acum. Sperăm să avem energia necesară să fim în aceeași pole position.
ca și până acum. S-a schimbat publicul cel dinainte de Revoluție și cel de după? Da, eu zic că da. 100%. Nu, pentru că acum publicul are mult mai multe posibilități de distracție. Și atunci cine rezistă? Exact. Înainte erau foarte puține trupe. Era fructul oprit, erau foarte puține trupe, lumea era nemultă. Acum, să zici, s-a schimbat. Acum se cerne sita. Cine are ceva de spus rămâne în competiție, cine nu dispare. Cu toată părerea de rău. Asta este. Pe lângă faptul că sunt unele trupe care dispar când vor ele. Asta e altă șmecherie. Știi? Altele care nu pot ține pasul trebuie să se resemneze și să, nu știu, să insiste sau să se apuce de altceva. Că știți cum e? Și la fotbal. Toți joacă fotbal pe Maidan, dar puțin sunt luați la echipe profesioniste. De aia se numesc fotbaliști, nu jucători de fotbal. Ceilalți sunt purtători de tricou. Știi? Că poți să-i spui, ești jucător minunat, stai bine în zid și bagi mișto hautul. Da. Te țin în echipă. E frumos, e emoționant, mai ales că până la urmă reacția publicului contează, peste tot. Noi avem, le-am zis și băieților, un contract sacru cu publicul, chiar dacă avem zile mai proaste, trebuie să cântăm live, că altfel nu ne simțim noi bine cu noi. E o altă întrebare. Credem că mințim. Cum e? Că noi știm, s-au venit tot felul de spectacole aici la Montreal, de ani de zile toți vin, nu toți cântă live. Nu, e alegerea fiecăruia. Alegerea fiecăruia, depinde, ești obosit, nu știu ce, noi mai bine mai dăm o ghelă sau una și ceva. Și ceva. Da. Publicul ne artă, bă, da, seama că nu e nimeni perfect, nici măcar noi, dar până la urmă este fiecare cântare și cum am vrut noi, ca implicarea publicului. Poate unii vin, le rușine de ce vor zice cunoștințele lor a doua zi, că s-au manifestat, eu știu,
mai entuziast, mai nu știu cum, dar până la urmă... Eu zic că publicul simte totuși. Da. Întotdeauna. Și, întotdeauna. Și intervine întotdeauna. Și se implică emoțional, fiind live. Mai ales voi doi ați avut fiecare momentul lui... Da. Păi, de live. Și noi doi, dar și Cristi are acele dialoguri din interiorul cântecelor. Nu, să zic că la Cristi e un pic mai ușor, pentru că el are vocea. Deci cu vocea poți să interacționezi cu publicul altfel. Adică... Da, eu am închis gura și am strâns instrumentul. Nu, dar îi implici, îi pui să cânte cu tine. Păi și atunci la voi, momentul vostru... Păi cu atât mai mult ne ajută și ne susține. Exact, de tocmai. Asta e simt că... Nu cum să zică mie, hei, nu știu ce, dar simt, știi? Ne-au plăcut foarte mult sălile, au fost alese foarte bine, sălile în care am cântat și aici și la Toronto. Ce să vă zic, vis-a-vis de instalația de sunet, inginerul de sunet, toți au fost, deci au fost super, deci toată echipa, cum să vă zic eu, au fost au aproape ca și, da, 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 ca parcă am fi lucrat ani de zile cu împreună, e, da. Ne-a plăcut foarte mult și... Pentru că e destul de dificil, pentru că în România lumea vă știe. Bănuiesc că nu sunt foarte multe case care se ocupă de muzică, de sunet și lumini și vă știu stilul, vă știu ce sunteți capabili să faceți, cam ce vă doriți. Pe când aici ați venit... Bine, Ana s-a pregătit, eu știu că ea a trimis dinainte, le-a trimis melodiile ca să se asculte. Deci ei, într-un fel, erau pregătiți pentru ce să se aștepte, dar nici așa nu se așteptau. Deci eu chiar la Toronto am stat chiar lângă băiatul care s-a ocupat de sunet și a zis, wow, deci a zis cel mai gălăgios, cel mai spectacol la care a participat el. Pentru că lumea, într-adevăr, a stat în picioare. Deci de la, început, de la început, de la prima la melodie, primul rând, toți s-au ridicat. Picioare pe scaun. Da? Au stat în picioare și chiar au bătut din picioare. Noi eram acolo pe o platformă. Se mișcau aparatele cu stabilizator, cu tot. Deci lumea a ținut un ritm foarte acut și v-au cântat melodiile. Toată lumea a fost în delir. Ceva, inclusiv cântau foarte bine, corect. Deci dacă am ascultat piese unde îi lăsa Cristi să cânte, într-adevăr, parcă erau voci mai mult de fete decât de băieți. Dar cântau foarte bine. Foarte bine. Nu, important e să cânti din inimă. Ați văzut la loturi de sportiv când se intonează imnul. Unii cântă săracii falsi, dar cântă convinși. Asta cu mână, da, aici. Știi, contează cel mai mult, că alții fac așa. Da. Când trec cu camă, știi, la imn. Da. Ne-am făcut foarte mulți prieteni aici. Am cunoscut foarte mulți oameni. Nu mă așteptam să fie, așa cum spunem noi, așa o gașcă puternică aici în Montreal de români. Noi, cel puțin, eu cred că distanța face ca dragostea să fie mai mare. Cu cât ești mai departe și de țară și de oameni, și te face să simți altfel și să zic eu că... Da, seama, dacă mai venim în 2033, o să fie și mai... Peste 15 ani. Repetăm figura peste 15 ani. Peste 5. Să dea în 2045 cântăm cu zmurdul la scenă, înțelegi? Cu zmurdul. Da. V-ar interesa un turneu în America? Da, păi am fost. Detroit, multe. Am apucat toate scris, cele patru anotimpuri într-o zi. Plecând din Florida. N-am stăuit până... Da. Ne-au scris din Windsor, din Detroit. Aduceți-i și la noi. De ce nu facem spectacol? Chiar... În Windsor
s-au ținut de noi, o facem, aducem, promitem că o să fie oameni, dar e destul de complicat, că distanțele nu sunt atât de mici și atunci trebuie să, știi cum? Da, așa este. Să alegi. Ne-ar plăcea, vă dați seama. Facem pendel, poate. Adică două într-o zi. De la 5 Los Angeles și de la 8 New York. Da. Nici cu jetul n-aș duce. Nici cu jetul n-aș duce. Așa este. Cu ce amintire plecați? În afara faptului că au fost două spectacole extraordinare și un public minunat? Eu cred că asta. Exact asta. Exact asta. Am câștigat niște oameni minunați. Am câștigat niște oameni minunați. Asta contează cel mai mult. Ne mulțumim din suflet că au venit unii, am înțeles, au venit din America, au mers 11 ore pentru Toronto și cu 11 înapoi înseamnă aproape zi întreagă. A venit o familie din Calgary, a venit special să vă vadă. Au fost din America. Da, este Mihai Lincan, este băiatul omului care ne-a salvat în 1988, când am fost interziși definitiv. Adică a răsturnat o situație care părea iremediabilă și de la definitiv am ajuns doar la 3 luni de suspendare. Problema a fost că noi am aflat că mai avem 3 luni după 2 luni. Uh-huh. Deci vă dați seama ce tensiune a fost în acele 2 luni din 3. Asta e, s-a întâmplat. Au vrut să dau un exemplu cu noi să distrugă tot rockul românesc. Și nu le-a ieșit. Nu le-a ieșit pasiunța. Că i-a atins la faza cu dreptul la muncă, care era garantat prin Constituția României. Și atunci i-a prins, i-a scuturat și ne-am luat numai 3 luni. Asta e. Întâmplări din Pădurea Verde și lacuri alba, cu lacuri albastre. Cum v-ați apucat de cântat? Cum cântai? Erai... Nu, eu aveam talent imitativ. Aveam de la maică mea. Da? Cântai în baie acasă? Nu, cântai mic? Cântai, nu știu? La ceaiuri, cum era pe vremea așa. La Craiova eram prieten cu un chitarist de la Redivivus, cu Adrian Marinescu. El primea discuri de la Timișoara, de la Severin și viniluri. Uh-huh. Deci el primea înainte de a primi Radio București, Radio România, uh-huh, actual, de a primi discuri să discurile le difuze, el avea înaintea lor. Uh-huh. Și le ascultați? Le ascultam și cântam și eu cum puteam. Nu știu ce, că nevoia te învață, te cizelezi fără să-ți arate nimeni. Știi cum să te protejezi când ești răcit, să nu dai gherile multe, știi? Și până la urmă, asta e momentul meu acum, în acest moment sunt cum ce ați auzit voi și ați văzut. Dar la început, normal, sunt greșeli inerente, neintenționate, știi? Și te ajuți singur. De la talent imitativ, am ajuns pe urmă să facem piese și v-am zis, nu poți comanda asta. Inspirația. Vine așa. S-ar putea și mâine să zicem mai la club repede că, știi, că astea ies. Dacă te apuci ca la șaibă, facem 15 în 3 zile, nu merge. Două acorduri, asta, boră, ia tu așa, normal, nu tu, e pe așa. Bandă, nu e... Calitate, nu cantitate. Cantitate, da. Bineînțeles. Nu, eu n-am o istorie ieșită din comun cu cântat. Doar că m-a ajutat maică mea cu vocea și de la ea luată și... Și lumea predestinat, și Doina. Fără. Doina, vocea, da. Luați o octavă, de unde, da? De unde să o iau? Da, de așa unde și te iei la vocea. Și asta a fost. Bă, încă tot mai ține. Iar voi? Păi, a început de la... din joacă, de fapt. Că, na, eram copil, mi-a cumpărat tata o chitară din tablă. Așa era jucăria aia. Da. Arăta ca un banjo. Avea, aha, 4 corzi, dar de fapt era gută de la unde s-a pescuit. Deci erau de nylon și de acolo tiu. Da. Da. Totuși e un talent. Că așa, dacă îți spun, și eu lui fiică mea am cumpărat și chitară și pian și, păi nu, știi, cumper, asta nu înseamnă că devine cântăreț mâine. Eu și acum încerc să învăț. Nu termin, da, niciodată de învățat. Tu, Boro? Eu știu că eram foarte mic, cred că aveam vreo 5 ani, 6 ani, și vis-a-vis stăteau
erau trei surori de o frumusețe rară și erau tot timpul chefuri acolo, cu tot felul de indivizi, bărboși, cu plete, subțirei. Și mă tot luau la party-uri acolo, la ele. Și se asculta numai Beatles, Rolling Stones, Hendrix, Led Zeppelin, înțelegi? Și rămăseseră melodiile în cap, știi? Plus că, nu știu, probabil că avea naibii vreo instalație, s-auzea mai infundat așa, se va basul mai tare. Mi-a rămas, ziceam eu când de Lady Madonna, cântam acolo basul. Linia melodică de la Rămânați. Ți-a rămas basul. Și pe urmă am avut un accident când făceam sport și cât am fost în convalescentă, mi-a luat mama, aveam chitară rece, știam să cânt. Și mi-a luat mama de la, mă rog, la cineva, o chitară bas și am început să cânt cu basul. Până atunci cântam pe la chitară, nu mi-mi împlinise în visul să cânt cu bas, să sune gros, așa cum vreau. Exact. V-ați gândit vreodată că ajungeți aici să fiți vedete, să ții pe lumea vedete după voi? Vedete, ce sunt? Nu sunteți vedete? Domnul Cristescu. Domnul Iriș. Domnul Iriș, că ajungeți vreodată Domnul Iriș. La asta trebuie să ai creierii în cap, știi, că altfel, dacă nu... O erați, la încep, da, la să faci tablou, statuie, înțeleg, le scoți în când fața. Când vezi lumea acasă, că țipă, cum țipau în sală, Iris, cum țipau la aeroport. Ai o oră jumate, ziua are 24. Deci restul trebuie să fii cu capul pe umeri. Trebuie să fii cu creierii în cap, că după aia, stai să mă. Ce poate fi mai frumos decât în momentul părăsirii scenei a doua zi să te vadă lumea când cumperi prazul, usturoi, hârtie igienică, nu? Tot de la Iris. Asta e frumos. E drept că afară e un, eu știu, e un cult al protejării artistului, știi? Să nu te vadă lumea în ipostazele astea, dar la noi nu e niciun fel de problemă. Cu cât ești mai aproape, știi, mai natural câștigi. Vă oprește lumea pe stradă dacă vă vă întreabă. Da. E frumos. Ați fi vrut să faceți altceva? Nu. Eu vreau să mă fac pensionar când eram. știu toate rând. Dar nu cred că o să reușești. Deci ai contract în următorii 15 ani. Sunt colaborator acum. Permanent. N-ai cum să te faci pensionar, că aveai contract în 15 ani, te întorci la Montreal, da, nu? Da. Sau poate mai repede. Am promis. Ați promis? 92 mergi. Merge. La a doua tură, dar cum încolo. Ne vedem tot aici. Să fiți acolo. Să fiți acolo. Unde? Să fiți acolo. Vă așteptăm să fiți acolo. Unde? Unde? Acolo. Da. Unde? În ce an? Da, în ce an? Frumos, mișto de tot. Lumea fantastică. Asta e, în rest, nu mai contează nimic. Viața e la fel? E la fel după aia, înainte și după cântare. Dar acolo e altă stare, îți dai seama. Când vezi, ne simțim și noi mișto, că dacă îți cântă lumea piesele, s-a ajuns să cânte Baby singur, Floare de Iris singur, strada ta. Îți dai seama, aici la club, acolo e frig uneori și te gândești ce să faci ca lumea să plece mulțumită, știi? Pentru că în momentul în care ei plătesc bilet, înseamnă că vor să te vadă neapărat. Și vor să te vadă live, nu vor să vadă... Vor să te vadă live. Și atunci... Nu vor să vadă o bandă, că așa s-ar uita pe internet și n-ar mai plăti biletul să vă vadă. Trebuie să le răsplătești încrederea, știi? Care e fantastică. Jos pălăria, ce să mai zici, nici nu prea mai ce să zici. E dificil business-ul ăsta în România acum, de exemplu? E mai dificil ca înainte? Contractele vi le găsiți voi? Nu e dificil. Vă caută ei? Cam de ambele părți. Lucrăm umăr la umăr cu agenția și noi, cum să zic, nici nu avem timp să ne uităm că nu suntem obișnuiți, în ograda altuia. Și atunci, fiind focusat doar pe tine, pe trupă, merge treaba excelent. Ca dovadă că de aici nu stăm, cred că nici 36 de ore și o luăm iar. Aveți iar spectacol? Avem, da. Unde aveți? Sebeș, vineri și duminică, un caritabil pentru Adrian Berinde, folkistul care e într-o situație, din păcate, foarte rea cu sănătatea. Da. Sperăm să vină de acolo, din Germania, pe picioare, că pleacă duminică. Uh-huh.
Pleacă duminică când e cântarea pentru el. Asta e ghinion. E un artist cu totul special, un om excepțional și un artist la fel. Ar fi păcat să îi se întâmple ceva. Dumnezeu e mare. Da, da, Doamne ajută. În rock-ul românesc, ce se întâmplă? Nu, e bine că se întâmplă, că au rămas, nu, au rămas trupele... Au rămas trupele clasice, cum se spune, dinozaurii norocoși. Dar în... Nu știm, chiar nu știm. Nu, n-am remarcat să apară ceva, să fie ceva nou. Nu știm. Nu știm. Nu știu să apară cineva, să facă ravage, să... Nu știu. E bine că vin trupe de afară cu producții din ăla mirobolante, mai învățăm și noi ceva, știi cum... Ce pun pe scenă, cum e viziunea de spectacol, știi? Noi așteptăm balauri, YouTube sau pe cei de care au mai rămas din Pink Floyd. Genesis, dacă or mai fi, Phil Collins a fost. Whitesnake să vină a treia oară. Știi, Judas Priest vin, Foreigner au fost acum al altă seară, ieri. Mm-hmm. Foreigner au fost ieri. ACDC au fost, Stones au fost. Lumea vine la spectacol? Încă mai vine? Vine, da. Cred că sunt... Vine, vine. Să umplu sălile. În general, lumea și-a format așa niște repere în timp. Știi? Și... Pentru că în Canada e mai greu să strângi oamenii la spectacol. Cel puțin la spectacole românești nu e ușor să strângi oamenii. Acum nu știu dacă e din cauza distanțelor, din cauza timpului. Cumva s-a compresat timpul. Avem senzația că nu mai sunt destule ore în zi ca să poți să fii peste tot. Și atunci e mai greu să strângi oameni. Dar în România... Noi am avut în iarna asta, să zicem, din ianuarie până mai acum o săptămână, foarte multe spectacole, în special în cluburi. Și dacă ne uităm pe acel program, cred că mai mult de jumătate din ele au fost sold out. Deci nu mai bine. Da, e simplu. Vezi afișul și spui, bă, îmi place, nu-mi place, vin sau nu. Nu mai contează oraș, anotimp, distanță. Dacă ai pentru cine și se spune, treci și munții. Dacă nu, nu treci niciun mușuroi de furnici. Cum bun, acum, în încheiere, că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, vreți să transmiteți cuiva mulțumiri sau, știu eu, salutări prietenilor care vi-ați făcut aici? Sau... Mai stăm o oră. Mai stăm o oră? Bun, scoatem lista. Facem telegrama, da? Facem telegrama. În primul rând, Anei Horvat, pentru simplu fapt că stăm aici la voi în studio, adică pentru faptul că ne-a adus în Canada cu cele două cântări la Montreal și Toronto, vouă ca parteneri, Felicia Popa, Claudiu Scrieciu la Nașite Bă Canada, Radu Moraru, care n-a făcut o avantpremieră excepțională la București. La București. Și prietenilor care, și sper să nu uit pe cineva, Cipri, Bogdan, Claudiu, Puiu. Patriția, Puiu, sunt mulți, foarte, Milo. Milo. Retriever, da, care a fost tovarășul meu pe timpul acestui turneu. Are și tricou. Da. Matei, Lucas, mulți, mulți. Cosmin de la Tutu. Hotel, Iulian de la hotel. Da. Sunt mulți, mulți. Și publicului care a venit iubindu-ne necondiționat. Asta contează cel mai mult. Sperăm să... Ne revedem luna viitoare. Ce-i mai... Este la anul sau nu știu când. Când va putea Ana să ne readucă. Ce-i mai important e publicul, că au cumpărat bilete și că au venit, ținând cont că e un spectacol care a funcționat fără sponsor, mai ales că aici tot felul de discuții la Montreal, că nu se poate, că nu e imposibil dacă n-ai ajutoare, da? Dacă ai ajutoare, oameni care De Puiu am zis? Puiu, da, nu. Da. Așa, Puiu și Raluca Mihail, tour manager. Raluca, bineînțeles, fără Raluca nu mai erați aici, nici măcar în studio. Da. Deci sunt niște oameni care au pus toți umărul ca să
reușit să, să puteți cânta pe două scene superbe, cu sunet care ar a fost frumos foarte bun. Să fie preambulul ăsta cu doar două cântări și să... Eu zicem să că venim am spart exponențial, gheața. Am spart gheața. 4, 16 și ceva. 16 și ceva. 5 cântări și ceva. Unde, în ce țară n-ați fost și ați vrea să mergeți? E momentul să le spunem să vă cheme. Greu. Un public unde... Marea Britanie, că de acolo e... De acolo a plecat. Mama rocului, da. Bun, deci românii, vă rog frumos, din Marea Britanie, puneți umărul și pregătiți mergem un mare Irlanda, spectacol. De nou, Scoția, oriunde, Anglia. Chemați, aduceți trupa Iris și, și în Marea Britanie. Dacă nu, revenim tot aici cu plăcere și mai mare. Și cumpărați-vă bilete de avion. De avion, da. De avion, ca să veniți cu trupa. Da. Eu ce să vă spun, am petrecut cu voi o săptămână superbă. Și noi. Am devenit prieteni. V-ați făcut un prieten nou aici și pe Rexy, cățelul meu. Și vă așteptăm cu drag oricând. Vă mulțumim mult de tot pentru tot. A fost ca o, nu știu, chiar și ca o vacanță. Da, simțit, o mini vacanță. Vacanță activă, exact. Da. O mini vacanță activă. Și ne bucurăm că ne-am făcut niște prieteni, am cunoscut niște oameni minunați. Minunat. Și vă mulțumim mult de tot pentru tot. Facem, am făcut o punte. Eu așa o vrem să o numim aici la Nașul TV Canada. Încercăm să facem o punte între România și, și Canada. Și cum le spun tot timpul când încheie emisiunea, că vă iubim de aici de la Montreal. Noi chiar vă iubim și pe voi trei de aici de la Montreal și publicul. Mulțumim, v-a iubit. I-ați văzut dragostea și de la Toronto și de aici de la Montreal. Și încheiem aici emisiunea. Vă iubim de aici de la Montreal. Să fim uniți. Eu, să fiți iubiți, cum zice Radu Morales, și să fiți uniți și să fim uniți. Să fim toți. Uniți cu toții. Thank you.
favorabil ca să ducem așa, care n-a fost folos. Mulțumim de inima pentru simplu fapt că a spus în seara asta cu noi. Distribuția! Vată acolo la chitară! Bravo, dragi!
Și mă cer din urmă vouă, publicul din oraș, spuneți că mă rămânăm pe dacă vă mulțumim ca vizit. Am trecut de urmă, să fiți să vă mulțumim la asta. Bine, am mulțumit! Bine, mulțumim! Cam atât, să fiți iubiți, cu dicerea vă rog!